Bună ziua și bine v-am regăsit la Ferma Grădina Bio. Au fost câțiva abonați care mi-au cerut să le filmez cum voi face eu cotețele pentru iepuri. Eu sunt cam în stadiul acesta. Acum, nu știu, simt nevoia să dau totuși o explicație de ce suntem în stadiul ăsta cu lucrările și cei care probabil că sunt în situația mea sau cunosc ceea ce înseamnă să ai un serviciu, un job și să vii obosit seara de la servici, înțeleg despre ce este vorba. Nu am timp să lucrez nici în fiecare zi și nici foarte mult timp, adică am cam o oră, două maxim la dispoziție, iar în ora asta, două, mai trebuie să mă ocup și de restul animalelor, adică curățenie la cuștile de iepuri, da, de mâncare la păsări, la gâște, la rațe, la găini, la porumbei, la pui, la boboci și așa mai departe, ceea ce iarăși mai mănânc o oră. Iar din ora care mai rămâne, când mai am timp, mai fac câte ceva. Acum, să zic așa, ca idee, este foarte bine dacă ai foarte multe materiale de calitate, adică să nu faci rabat la ele. Eu spun sincer, la mine, eu mă uit, uitați cum am aici, să zicem, aceste scânduri. Scândurile astea le pot folosi, adică nu îmi permit să tai jumătate din ele și să arunc jumătate, pentru că nu am multe la dispoziție. Trebuie să le caut loc încât să se potrivească, să folosesc cât mai mult din ele. Aici am alte scândurile mai mici pentru care, pe care le folosesc ca separatoare, adică care sunt mai mici. Grinzile la fel, care nu am avut, a trebuit să le înnădesc, uitați cum am înnădit aici, ceea ce îți ia foarte, foarte mult timp. Cușca așa mare, după cum o vedeți, trebuie să aibă 9, cotețul de fapt, trebuie să aibă 9 cuși, 3 jos, 3 la mijloc și 3 sus. Cam așa arată cotețul. Eu am încercat să fac ceva de, să zicem, cât de cât calitate, așa că am dat și cu ulei ars pe toată, pe tot scheletul. Asta ajută în primul rând să nu intre cariile, să putrezească lemnul foarte ușor de la ploaie, umezeală și așa mai departe, cât și urina și mirosul de la iepuri să nu se impregneze în lemn. În momentul când faci din lemn, ești mai puțin rezistent față de cuștile, să zicem, din fier. Dar în schimb oferă mai multă căldură iarna și umbră vară. Eu atât am putut să fac. Am venit cu aceste rasteluri, vedeți pe spate, se observă pe lungime. Da, a trebuit să le dau pe toate cu ulei ars, inclusiv în interior, după care le-am prins, ceea ce mi-a luat destul de mult timp. Am făcut și bucățelile astea de mijloc. Nu am putut să merg mai departe pentru că urmează să lucrez la aceste podețe. Unul dintre ele le-am făcut aici. Ele sunt, acum nu mai pot să ridic o singură mână, sunt detașabile în așa fel încât dacă cade ceva, cum ar veni în partea aceasta jos, să pot umbla să scot. Sus nu va mai fi nevoie, voi încerca să merg cu scânduri mai mari ca să merg mai repede. Dar timpul foarte scurt nu îmi permite să fac toate aceste lucruri și asta mulți dintre voi, cum am zis, care au joburi și știu ce greu este să mai vii obosit de la serviciu, să te apuci și de acest lucru, este cu atât mai dificil. Dar mai este un al doilea impediment pe care iarăși cei care sunt abonați vechi ai canalului îl cunosc. Eu nu stau aici. Și asta înseamnă că nu am așa mult timp la dispoziție în fiecare zi. Plus, poate să vină o ploaie, poate să vină o caniculă, iarăși nu pot lucra aici în soare și în căldură, pentru că, evident, este foarte, foarte greu de lucrat. De asta v-am spus așa mare. Eu acum o să întrerup filmarea, o să văd ce pot să fac astăzi două ore jumate cât o să stau aici, măcar să termin o parte din ceea ce mi-am propus, ca să vedeți cum arată după partea aceasta. Este foarte, foarte greu, sincer, dacă aveți posibilitatea și aveți bănuți, vă recomand să cumpărați sau să plătiți pe cineva să vă facă, dar vă trebuie materiale de calitate. Eu am avut noroc că am luat ceva materiale de la un șantier, lucruri care lor nu le mai erau necesare și le-am plătit la un preț mai mic. Altfel ar fi fost destul de greu, știți cât costă un metru cub de cherestea, fac aici o paranteză, eu sunt și din București, adică o zonă nu în care toate lucrurile sunt ieftine, precum probabil sunt la țară sau în provincie. Cam atât cu filmarea până în momentul ăsta, eu o să mă apuc să dau bătaie să văd ce pot să termin astăzi și la sfârșit o să vă mai filmez din ceea ce am făcut eu.
fiți aproape de... Am revenit cu filmarea. Ce am reușit să fac în 2 ore, 2 ore și ceva, să fac cele două podețe, să le tai, să le măsor, să nu iasă fix pe fix. Foarte greu, pentru că trebuie să te uiți aici la colțuri, să decupezi, să găsești scândura care e bună, să nu aibă noduri, să o tai. Am mai pus aici încă două, aceste două pentru separator, pentru că v-am zis, aceste podețe sunt detașabile în cazul în care vreau să le scot, să nu mă țină partea aceasta. Aici era cel vechi făcut. Cam atât am reușit să muncesc într-o oră. Bineînțeles, le dau și cu ulei. Am tăiat la fierăstrău, haide să vă arăt și unde am tăiat. Am mai tăiat și acolo, dar și în... aici sunt găinile. Uitați fierăstrău, uitați câte lemne sunt aici. Cu acest fierăstrău am tăiat. Nu am drujbă. Merge foarte, foarte greu. Ele sunt găinile, le știți. Le-am și fotografiat cu ocazia asta, ducându-mă să iau fierăstrău. Haideți să-l punem la loc, îl țin aici, este locul lui. L-am pus. Revenim la construcție. Merge foarte greu, nu știu, eu nu cred că mă pricep. Nu am spor și nici materiale foarte multe ca să pot lucra. Știți cum am explicat mai devreme, adică fără să-ți pese că tai dintr-o scândură mare, dintr-o scândură mică, dintr-o scândură, dacă e una cu noduri, e, nu știu, prea subțire, prea groasă, o arunci și o îndepărtezi. Eu am încercat să fac din aceste resturi, să zic, uitați cum au mai rămas și acestea pe aici, le măsor, le tai, mai am și pe aici altele, mai am și în altă parte, ținute, că nu le pot ține aici în ploaie. Dar de ce am făcut partea aceasta? Dacă pun sus, o să facă un efect de seră foarte puternic și nu o să pot lucra deloc. Plus că multe din rasteruri și dintre scânduri le mai potrivesc și le mai introduc așa. Dacă eu o să am aici blocat, nu o să pot să bag nicio scândură. Sper sus să meargă mai repede. De ce zic lucrul acesta? Pentru că aici jos a fost și nevoit datorită faptului că am vrut ca aceste podețe să fie detașabile, adică să le pot scoate ușor, cât și datorită faptului că nu am foarte multe scânduri lungi. Sus mai am vreo, nu știu, cred că vreo 10-15 scânduri mai lunguțe, nu neapărat toate de 2,70 cât este lungimea, dar mai am și la 2 metri și la 1 metru jumate. Văd, sper măcar ca cele de 2 metri să potrivească pe 2 lați până aici. Nu am bătut până sus pentru că voi mai veni aici cu lați sau nu știu cum le mai ziceți voi, cu un lapsus, cu șaci, căpriori sau mă știu, sunt de 4x4 cu... Asta am avut, cu asta am lucrat. Dacă aș fi avut alții mai mici, aș fi lucrat, bineînțeles, cu aceea. Dar ca să-i tai pe aceștia în două la fierăstrău, nu cred că aș fi terminat niciodată. Este foarte greu, îți trebuie ceva, un flex, o mașină specială, un circular care să-ți facă munca. Mai mult decât atât, m-am chinuit ca să nimeresc scândurile fix pe lățimea podețului, adică să nu fie nici mai curte, nici mai nu, pentru a-mi facilita ca la sfârșit să nu mai tai din ele. N-a venit perfect drept, dar aproximativ zic eu că ne-am încadrat. Cam așa arată lucrarea. Să mă dau puțin și mai în spate ca să o vedeți mai bine. Acum că am scăpat de partea de jos unde e mai greu, sper ca sus să meargă mai ușor, așa cum ziceam. Și în final să vă arăt și iepurașii. Aici este grasul Tarzan, cel mai mare golan. Aici este Mihăiță, care a dormit. Băi, Mihăiță, ce faci? Dormi în post. Zoe, șinșila și cu... să deschid la ele. Așa, șinșila și cu Sonia.
morșele de căldură. Ce faceți, băi? S-au speriat acum. Aici este Zoe. Haideți să-i închidem. Așa. Să mergem și la ceilalți iepurași. Aici este maimuțica de prințesica. Aici din cei 5 pe care aveam am reușit să dăm un iepuraș și mai avem 4, cel mic este în partea aceea. Aici mai avem 2 masculi și o femelă. Nu mai știu care e femela. Cred că asta din stânga de aici. Asta e femela. Cam așa arată iepurașii. Știu că mi-ați zis să facem videoul mai lungi. Încerc și eu, dar se pare că eu fac videourile lungi, dar voi vă uitați doar la ce vreți sau nu știu, nu pot să vi exprim de ce durata medie de vizionare este de 1 minut jumate, 2, maxim 3, când eu fac videourile de 10, 12, 15 minute. Frumușica, vă am arătat și pe nebunaticii aceștia micuți, pe maimuței. Hai să mergem și la Ariel. Ariel, ce faci, tata? Ariel Moreșel de căldură aici. Am pățit și pe Ariel. Cu ocazia asta am zis că de fiecare dată când voi filma iepurașul Ariel, o să-i mulțumesc domnului Ariel, care are un suflet mare. Ne-a dat acest iepuraș că aveam nevoie de el. Și noi, la rândul nostru, am dat mai mulți iepurași mai multor persoane, cum au avut și noi posibilitatea în zona de unde suntem, pentru că nu avem transport. Dar am încercat să bucurăm pe toți și sunt câțiva care se știu, cărora le-am dat la concurs. A câștigat băiețelul din Dâmbovița, a câștigat, am mai dat lui o fermă lui Robert, am dat lui Bizi, unul l-am dat lui Răzvan Bratu, adică și noi am dat la rândul nostru cadouri celor care au vrut iepurașii în limita disponibilității și a iepurilor rămași. E o căldură foarte mare. Am încercat să fac video puțin mai lung pentru că voi ați cerut mereu videouri mai lungi și încerc să vă fac așa și cu construcția și cu iepurașii. Asta va fi mai mult un video despre iepurași și despre construcție. Uitați pe acest micuț. Băi, ce faci, bă? Bă, ce faci, bă, aici? De-abia aștept să facă și el puișori. Grasul Tarzan s-a dus undeva acolo, în spate. Și dacă focusează asta, focusează și tu puțin. Așa. Ia, uitați-le acolo, în spate. Se... Nu știu ce face, își mai adună pe acolo, face inventarul. E cald, bineînțeles, și cred că ăsta apășe pentru răcoare, la fel ca și micuțul acesta care va în sele și n-are căldură. Dar partea bună este că luna iulie s-a terminat și a început luna august, care va fi mai călduroasă, dar se va termina repede și noi vom putea... Hai mă, focusează și pe asta puțin. Vom putea să mergem din septembrie pe munte, pe iepuraș, pe tot ceea ce avem nevoie. Închei cu construcția și cu cât am reușit să fac și eu la ea. Dacă poate m-ar fi mai ajutat cineva să mai îmi facă cât de cât, câte ceva, ar fi mers mai repede. Dar cu ce am putut eu, asta am făcut. Adică mai mult de atâta nu pot nici eu, pentru că, v-am zis, sunt și cu serviciu și timp puțin, așa că da, facem cât putem. Să-mi spuneți în comentarii dacă v-a plăcut video. Nu pot să mă filmez în timp ce lucrez, pentru că nu am trepied și ar trebui să mă filmeze cineva. Iar eu acum sunt singur aici, nu am pe nimeni care să mă poată filma. Am dat cu acest ulei ars pentru, v-am zis, pentru a nu permite tuturor atacatorilor lemnului, inclusiv al urinei iepurașilor, să intre în lemn și să miroasă foarte urât și să se și degradeze lemnul în timp. Sper ca cotețul să țină câțiva ani buni, până când
vom reuși să facem altceva, dar pentru ceea ce putem, asta este. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vecinii mei fac pe aici munci, dau cu bor mașina, sapă, dărâmă și nu ne prea auzim așa bine. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, v-aș ruga dacă puteți să ne lăsați un comentariu, un like, ne-ar bucura foarte mult. Și eu știu să ne spunem și părerii, sugestii despre ceea ce am făcut noi aici, dacă este bine sau este rău, sau cum ar fi trebuit să facem. Eu vă mulțumesc și vă urez ca de obicei o zi excelentă și ne vedem la un nou episod la Ferma Grădina Bio. La revedere!